90% dintre cetățenii care s-au înscris pe compensații.gov.md vor primi ajutor la contor în luna noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Alexei Buzu într-o conferință de presă, potrivit căruia sumele vor fi aflate printr-un SMS sau în cabinetul personal, iar banii ar putea fi disponibili de mâine în conturile bancare sau la oficiile poștale. La sfârșitul lunii noiembrie, în sistemul de compensații, am avut aproximativ 703.000 de solicitări. Asta înseamnă că în sistem am avut aproximativ 703.000 de gospodării care cifrau aproximativ 1.400.000 de persoane. Echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale a verificat, a analizat situația fiecarei familii în parte. Am constatat că aproximativ 634.000 de gospodării vor primi compensații în luna noiembrie. Vorbim de aproximativ 90% din solicitanții, din familiile care s-au înregistrat în sistem. Peste 37% din cei eligibili vor primi compensații în valoare de 800 de lei, iar pentru restul ajutorul la contor va varia între 300 și 800 de lei. Bugetul alocat pentru aceste plăți în noiembrie este de aproximativ 334 milioane de lei. În decembrie, guvernul va anunța noi măsuri de sprijin, inclusiv pentru creșterile de tarife la energie. Toate creșterile de tarif pentru beneficiarii de compensații vor fi absorbite de către guvern. De aceea, în luna decembrie, noi vom comunica când exact acest lucru se va întâmpla, vom îndemna cetățenii să verifice din nou cabinetul personal, în special cetățenii care se încălzesc cu gaze, pentru a vedea care este valoarea compensației pentru luna decembrie. Deci de fiecare dată vom proceda în așa mod pentru a ne asigura că protejăm cetățenii de eventuale creșteri de tarife. Cetățenii care consideră că există erori în procesarea cererilor pot apela linia verde 0 8000 5000. Ministerul promite să verifice cu atenție fiecare solicitare și să corecteze eventualele greșeli.